Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț. Am dat peste o prelegere um, care inițial am crezut că este scrisă de Neville Goddard. De fapt, este revizuită de Sean Regan și acesta a luat... Toate învățăturile despre rugăciunea corectă din cărțile și prelegerile lui Neville Goddard și ne oferă așa o sinteză foarte interesantă de altfel motiv pentru care am vrut să înregistrez în această seară această carte, deși uh, eram în uh, procesul de a înregistra altă carte, dar uh, știți că niciodată nu întâmplător uh, impulsul acesta, așa că am lăsat ce aveam de făcut și vreau să înregistrez rugăciunea corectă de Neville Goddard, nu este din perspectiva acestui uh, autor care a luat uh, citate și a interpretat ceea ce Neville vrea să spună. Adică vreau să spun că nu uh, nu este nimic în afara învățăturilor lui Neville, ci pur și simplu acesta a luat direct din cărțile lui și a făcut un rezumat, o sinteză. Așadar, vă invit să ascultați rugăciunea corectă de Neville Goddard. Înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut Vă aștept și pe grupul privat de Facebook: Îndrăznește să crezi tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici, și bineînțeles pe site-ul Îndrăznește să crezi.com unde găsiți mai multe uh, și pachete de mentorat, și prima carte scrisă de mine, primul curs pe care l-am uh, făcut astfel încât să manifestați persoana dorită prin conversații interioare. Să începem! Neville, în toate cărțile și prelegerile sale, ne oferă formula pentru o rugăciune corectă. Această formulă este la fel de simplă ca și asumarea sentimentului lucrului dorit, dar poate fi mai implicată. Această lucrare încearcă să reunească toate aspectele diferite ale rugăciunii corecte a lui Neville. Rugăciunea este cea mai minunată experiență pe care o poate avea omul, spre deosebire de murmurele zilnice ale marii majorități a omenirii din toate țările, care, prin repetițiile lor de șarte, speră să obțină urechea lui Dumnezeu, rugăciunea este extazul unei nunți spirituale care are loc în liniștea adâncă și tăcută a conștiinței, spune Neville. A te ruga, deci, înseamnă a te recunoaște pe tine însuți ca fiind ceea ce dorești să fii, mai degrabă decât implorându-l pe Dumnezeu pentru ceea ce îți dorești. Dacă rugăciunea ta nu aduce niciun răspuns, înseamnă că ceva nu este în regulă cu ea. Greșeala constă în general în prea mult efort. O confuzie gravă apare atunci când omul identifică starea de rugăciune cu un act de voință. Regula suverană este de a nu face niciun efort. Dacă acest lucru este respectat, veți cădea intuitiv în atitudinea corectă. Nu atragi ceea ce îți dorești, ci ceea ce crezi că este adevărat, spunea tot Neville. Esența acestui proces este de a crea o stare de spirit în care simți că ai obținut deja lucrul dorit. Fie că acest lucru este o posesie fizică, fie că este vorba de o trăsătură de caracter sau de o uniune cu tuul divin, folosindu-ți imaginația și ignorând. Tot ceea ce îți spun simțurile fizice care îți spun contrariul, presupune că este deja așa în imaginația și mintea ta. Trăiește în această stare ca și cum ar fi deja așa. Odată ce o stare de spirit este asumată în imaginație, Neville ne spune că este doar o chestiune scurtă de timp până când lumea fizică exterioară va reflecta cea mentală interioară. Cele 10 aspecte ale rugăciunii corecte 1. Somnul Duce reacțiuni în somn, îngroașă fantezia în fapte, spunea Neville. Neville menționează în mod frecvent cât de puternic este să adorm cufundat în imaginația dorinței, dorite, atunci când te întinzi, în pat, la sfârșitul zilei și de vis somnoros, creezi cu cât mai puțin efort posibil scena din mintea ta care va indica faptul că dorința ta a fost obținută. Dacă folosești prea mult efort, ego-ul tău va rămâne activ și nu vei putea adormi. De ce este acest lucru atât de eficient? Abraham, al lui Esther Hick, menționează că dacă duci o idee la culcare, ai la dispoziție 8 ore de inconștiență în care nu poți anula sau nega această manifestare. Neville spune ceva foarte asemănător în învierea. Odată adormit, omul nu mai are libertatea de a alege. Întregul său somn este dominat de ultimul concept de sine, care l are în stare de veghe, Rezultă prin urmare că el ar trebui să-și asume întotdeauna sentimentul de realizare și satisfacție înainte de a se retrage în somn, spunea Neville. Cred că s-ar putea ca scena noastră de împlinire, fiind purtată în somn, să aibă șanse bune de a se transforma într-un vis. Un vis, este o realitate senzorială completă, la fel ca și cea din timpul stării de veche. Ce modalitate mai bună de a ne experimenta dorința îndeplinită decât să o trăim într-un vis? Nevil spunea: Folosiți cu înțelepciune acest interval care precede somnul. Asumă-ți sentimentul dorinței tale împlinite și du-te la culcare în această stare. Atunci, adormit adânc într-o lume dimensional mai mare, vei vedea și juca rolurile pe care le vei repeta mai târziu pe pământ. 2. Meditație. De fapt, cele mai mari energie ale minții izbucnesc rare ori decât atunci când corpul este liniștit și ușa simțurilor este închisă către lumea obiectivă. Nevil vorbește despre obținerea unui tip de vis treaz controlat, în care se menține sentimentul dorinței împlinite în timp ce își oprește simțurile corporale. Cu simțurile liniștite se poate intra mai profund în legătură cu puterile, de manifestare imaginară. Este o stare în care ești conștient și ești capabil să te miști sau să deschizi ochii, dar nu ai nicio dorință de a face acest lucru. Somnolența facilitează schimbarea pentru că favorizează atenția fără efort, dar ea nu trebuie împinsă până la starea de somn pentru că atunci nu mai ești capabil să-ți controlezi mișcările. Cel mai eficient mod de a întruchipa o dorință este să îți asumi sentimentul dorinței împlinite și apoi, într-o stare de relaxare și somnolență, să repeți la nesfârșit o frază scurtă ca un cântec de leagăn. Spune, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc, ca și cum te-ai adresa unei puteri superioare, mulțumindu-i că ți-a îndeplinit dorința. Viitorul tău se schimbă cel mai bine atunci când îți controlezi gândurile, în timp ce te afli într-o stare asemănătoare somnului, pentru că atunci efortul este redus la minimum. În această stare, atenția ta este relaxată, dar controlată în cadrul sentimentului fără a fi forțată sau a folosi efort imaginația nu voința va crea realitatea cu corpul imobilizat simte cu atât mai mare cu cât ieși din corpul fizic și efectuează mișcarea propusă dacă ai de gând să mergi nu te vedea făcând o ci simte că mergi. Dacă ai de gând să urci scările, simte te urcând. Al treilea mod de a mă ruga este pur și simplu să mă simt recunoscător. Dacă vreau ceva, fie pentru mine, fie pentru altcineva, îmi imobilizez corpul fizic, produc starea asemănătoare somnului și doar. Mă fac fericit și recunoscător. După ce mi-am asumat sentimentul dorinței împlinite, cu mintea dominată de această singură senzație, mă duc la culcare. Am încheiat citatele spuse de Neville. 3. Vizualizare. Acum, iată ce vreau să spun prin senzație spirituală. Imaginează-ți că ții un trandafir în mână. Miroasel! Detectezi mirosul de trandafir? Ei bine, dacă trandafirul nu este acolo, de ce este parfumul său în aer? Prin intermediul senzației spirituale, adică prin vedere, sunet, miros, gust și atingere, imaginare, Poți da imaginii vivacitate senzorială. Dacă faci acest lucru, toate lucrurile vor conspira pentru a te ajuta la recoltare și la reflexie. Vei vedea cât de subtile au fost firele care te-au condus la scopul tău. Cu cât mai multe simțuri putem implica mental, cu atât mai bine în procesul nostru de vizualizare tot ceea ce putem folosi pentru a ne ajuta să ne aducem în starea respectivă cu atât mai bine. Dacă dorești să te muți într-un oraș nou, atunci poartă întotdeauna cu tine o fotografie a acestui nou oraș. De-a lungul zilei, stai jos și privește imaginea. Imaginează-ți sentimentul de a trăi în acel oraș în interiorul scenei din pozata. Vezi străzile, miroase, mirosurile din aer, simte căldura sau răcoarea, umiditatea sau lipsa ei, auzi sunetele locale din acea zonă. Prin intermediul senzației spirituale, prin utilizarea imaginară a văzului, sunetului, mirosului, gustului și atingerii, vei da imagini tale... Vei da imagini tale vivacitatea senzorială necesară pentru a produce acea imagine în lumea exterioară sau a umbrelor. Lumea este o glindă în care fiecare se vede reflectat. Lumea obiectivă reflectă convingerile minții subiective. Unii oameni se autoimpresionează cel mai bine prin imagini vizuale, Alții prin sunete mentale, iar alții prin acțiuni mentale. Forma de activitate mentală care permite ca întreaga putere a atenției tale să fie concentrată într-o direcție aleasă este cea care trebuie cultivată până când poți aduce totul în plan asupra obiectivului tău în același timp. Am încheiat citatele. 4. Rugăciune continuă. În fiecare moment al vieții tale, conștient sau inconștient, îți asumi un sentiment, spunea Neville. Când realizezi că în fiecare clipă ne asumăm o stare, înțelegi importanța de a fi stăpân pe mintea și gândurile tale. A lăsa mintea să se complacă în gânduri negative sau neproductive este contraproductivă. Nevil numește acest lucru investirea gândurilor noastre. În modul nostru obișnuit de conștiință, ne investim gândurile, lăsând mintea să se rotească liber, să rinde la un gând la altul în mod asociativ. În investiție, noi controlăm unde sunt plasate gândurile noastre, cu cât putem menține mai mult timp și mai frecvent starea de lucru dorit, cu atât mai repede se va manifesta. Dorința care se realizează este întotdeauna o dorință asupra căreia atenția este concentrată în mod exclusiv, deoarece o idee este înzestrată cu putere doar proporțional cu gradul de atenție fixat asupra ei. Ne potrivim cu idealurile noastre prin faptul că ne amintim în mod constant scopul nostru și ne identificăm cu el. Aveți un scop bine stabilit, definit, altfel mintea voastră se va rătăci, iar rătăcirea mănâncă orice sugestie negativă. După ce ți-ai asumat sentimentul dorinței împlinite, nu închide experiența așa cum mai închide o carte, ci poartă cu tine ca pe un miros parfumat. În loc să fie complet uitată, lasă o să rămână în atmosferă, comunicându-și influența în mod automat acțiunilor și reacțiilor tale. Saturează-ți mintea cu o singură senzație și mergi ca și cum dorința ta ar fi deja un fapt. O singură senzație trebuie să domine mintea dacă vrei să te rogi cu succes, gândire serioasă, concentrată, focalizată într-o anumită direcție, blochează alte senzații și le face să dispară. Trebuie doar să te concentrezi asupra stării pe care o dorești pentru a o vedea. Recunoscând puterea sentimentelor, acordă o atenție strictă stărilor și atitudinilor tale. Ceea ce spui și faci în interior este mult mai important decât ceea ce exprimi în exterior și poate fi schimbat. Dacă nu ți-ai observat niciodată în mod necritic reacțiile pe care le ai față de viață, atunci nu ești conștient de cauza ei. Dar atunci când devii conștient de gândurile tale, le poți schimba. Stăpânirea autocontrolului gândurilor și sentimentelor tale este cea mai mare realizarea ta, cu toate acestea până când nu se ajunge la un autocontrol perfect, astfel încât în ciuda aparențelor tu să simți tot ceea ce dorești să simți, folosește somnul și rugăciunea pentru a te ajuta să îți realizezi stările dorite acestea sunt cele două porți de acces în subconștient. Prin urmare, el, omul perfect disciplinat, nu nutrește niciodată un sentiment care să nu contribuie la fericirea sa. Am încheiat citatele. 5. Senzație. Spunea Neville așa: Trebuie să-ți asumi sentimentul împlinirii dorinței tale până când ești posedat de ea, și acest sentiment înghite toate celelalte idei din conștiința ta. Dacă îți dorești cu adevărat un lucru, atunci când îl achiziționezi, ar trebui să atingi un fel de vârf emoțional. Imaginându-ți sentimentul de a primi ceea ce ți dorești. Te poți concentra pe acest sentiment și îl poți amplifica până când singurul lucru de care ești conștient este acest sentiment minunat al dorinței împlinite. Fiecare idee din mintea omului este asociată cu un sentiment definit. Sentimentul este singurul și unicul mediu prin care ideile sunt transmise către subconștient. Prin urmare, omul care nu-și controlează sentimentul poate impresiona cu ușurință subconștientul cu stări nedorite. Prin controlul sentimentelor nu se înțelege reținerea sau suprimarea sentimentelor, ci mai degrabă disciplinarea sinelui pentru a imagina și a întreține doar acele sentimente care contribuie la fericirea ta tot ceea ce mintea omului poate concepe și simți ca fiind adevărat, subconștientul poate și trebuie să obiectifice. Ori de câte ori vi complet absorbit într-o stare emoțională, îți asumi în acel moment sentimentul stării împlinite. Tot ceea ce îți provoacă o emoție intensă, vei experimenta în lumea ta. Aceste perioade de absorție, de atenție concentrată, sunt începuturile lucrurilor pe care le culegi. În astfel de momente îți exerciți puterea creatoare, singura putere creatoare care există. Sentimentul este secretul rugăciunii de succes. Simte-te în situația rugăciunii la care ți s-a răspuns, trăind și acționând conform convingerii tale. Sentimentul dezvăluie treptat capacitățile ascunse ale sufletului. Este fermentul fără de care nicio creație nu este posibilă, am încheiat citatele. 6. Negativitate, spunea Neville, curăță-ți imaginația, retrăgându-ți atenția de la toate ideile neplăcute și destructive și concentrându-te asupra idealului pe care dorești să-l atingi. Una dintre temele principale predate în școlile de pe a patra cale este eliminarea negativității. Negativitatea în care îți permiți să te complaci, îți împiedică energiile să se ridice deasupra nivelului de bază al dramei umane zilnice negativitatea asupra căreia îți îndrepți atenția prin legea manifestării își va găsi în cele din urmă drumul în viața ta și va perpetua condițiile negative din viața ta. Acesta este un loc excelent pentru a începe munca ta cu nevil. Asumăți o perspectivă pozitivă, vezi pe toată lumea în cea mai bună stare și totul în cea mai bună stare indiferent de amintirea pe care o ai despre ei, când începi să te surprinzi fie pe cale de a, sau în mijlocul unui gând sau emoție negativă, te vei simți foarte puternic. Vei vedea că ai de fapt posibilitatea de a alege ce să hrănești mental. Vei vedea că ai cu adevărat capacitatea de a face schimbări în tine însuți și în viața ta. Încep să-ți observi comportamentul automat și devii mai conștient în acest proces. Începe acum să-ți disciplinezi mintea prin observarea gândurilor tale. Supraveghează te pe tot parcursul zilei și refuză să asculți orice gând care nu este iubitor. Spunea Neville: Un alt stimulant pentru a elimina negativitatea este efectul de ricoșeu sau ceea ce Neville numește. Regula de aur. Avertismentul a fost dat omului în celebra regulă de aur. Făle celorlalți ceea ce ai vrea să-ți facă ei ție. Este posibil să-ți dorești ceva pentru tine însuți sau pe care îl poți dori pentru altul. Dacă dorința ta se referă la altcineva, asigură-te că lucrul dorit este acceptabil pentru acel. cineva. Motivul acestui avertizment este că conștiința ta este Dumnezeu, dătătorul tuturor darurilor. Prin urmare, ceea ce simți și crezi că este adevărat despre altul este un dar pe care îl ai oferit. Cadoul care nu este acceptat se întoarce la cel care l-a oferit. Fii foarte sigur atunci că ți-ar plăcea să posezi tu însuți acest dar, Căci dacă fixezi în tine însuți o credință ca fiind adevărată pentru altul, iar el nu acceptă această stare ca fiind adevărată pentru el însuși, acest dar neacceptat se va întrupa în lumea ta. Întotdeauna să auzi și să accepti ca adevărat pentru ceilalți ceea ce ai dori pentru tine însuți, procedând astfel construiești raiul pe pământ, spunea Nevil. Când îți îndrepți gândurile negative spre un altul, există o șansă bună ca acestea să fie redirecționate către tine. Dacă îndrepți mereu gânduri negative către alții, există garanția că o parte din negativitate se va întoarce către tine. O persoană care îndreaptă un gând malițios către o altă persoană va fi rănită de dicoșeul acestuia dacă nu reușește să obțină acceptarea subconștientă a celuilalt. Cum semeni așa vei culege, mai mult ceea ce poți dori și crede despre altul poate fi dorit și crezut despre tine, iar tu nu ai nicio putere de a le respinge dacă cel care ți-l dorește l acceptă ca fiind adevărat pentru tine. Singura putere de a respinge un cuvânt subiectiv este aceea de a fi incapabil să dorești o stare similară altuia, a dărui presupune capacitatea de a primi, spunea Neville. Pe de altă parte, atunci când direcționezi gânduri pozitive către ceilalți, se presupune că acela primește de asemenea beneficii. Binele pe care îl accepți în mod subiectiv ca fiind de adevărat la ceilalți, nu numai că va fi exprimat de ei, dar o parte de plină va fi realizată de tine, am încheiat citatul. 7. Dialog interior sau conversațiile interioare. Neville spunea așa: Discursul tău interior. Este perpetu scris în jurul tău, în întâmplări. Învață să raportezi aceste întâmplări la discursul tău interior și vei deveni autodidact. Este important să devenim conștienți de gândurile care ne trec prin minte. Observarea minții este dificilă, dar poate fi obținută prin observarea detașată și fără prejudecăți a propriei persoane. O observare necritică a vorbelor noastre interioare ne va dezvălui ideile din care privim lumea. Iată în mână și observă-ți necritic gândurile și reacțiile la viață. Nu-ți condamna gândurile, ci supunele. Spunea Neville. Mai ușor este să fii atent la propria negativitate. Este important să îndepărtezi atenția de toate gândurile negative din mintea cuiva. Atunci când un gând negativ intră în minte, iar mintea este astfel antrenată, în loc să te complaci și să te identifici cu gândul respectiv, îți îndrepți imediat atenția spre ceva pozitiv. Unii vor folosi acest reflex pentru a-și plasa din nou atenția asupra lui eu sunt sau asupra ideilor de Dumnezeu, alții își vor întoarce perspectiva asupra ideii negative în una pozitivă, încercând să vadă aspectul pozitiv a ceea ce au perceput în mod negativ. Negi un lucru, îndepărtându-ți atenția de la el pentru a renunța la un lucru, o problemă sau egoul din conștiință să lăjluiește în Dumnezeu, Dumnezeu, fiind eu sunt, spunea Nevil. Și urmează din nou o serie de citate. În măsura în care starea cu care suntem identificați se oglindește în vorbirea noastră interioară, atunci, pentru a schimba starea cu care suntem fuzionați, Trebuie mai întâi să ne schimbăm vorbirea interioară. Oprește tot vechiul discurs interior mecanic negativ și începe un nou discurs interior pozitiv și constructiv din premizele unei dorințe împlinite. Prin vorbirea interioară controlată, pornind de la premizele unei dorințe împlinite. Se realizează miracole aparente. Cu toții ne putem realiza obiectivele prin folosirea înțeleaptă a minții și a vorbirii. Cei mai mulți dintre noi sunt total inconștienți de activitatea mentală care se desfășoară în interiorul nostru. Dar pentru a juca rolul de aceeași viață cu succes, trebuie să devenim conștienți de fiecare activitate mentală a noastră, deoarece această activitate, sub forma conversațiilor interioare, este cauza fenomenelor exterioare ale vieții noastre, am încheiat citatele. 8. Momentul prezent Totul se întâmplă acum. Chiar și atunci când îți amintești ceva, este o amintire prezentă a unui eveniment trecut. Rugăciunea corectă trebuie să fie făcută la timpul prezent. Simte-te în starea lucrului dorit acum, nu într-un interval de timp viitor. Ceea ce trebuie să urmărești este să fii. Pentru a face, este necesar să fii. Sfârșitul aspirației este să fii. Când spui eu sunt, te declar pe tine însuți la persoana întâi la timpul prezent. Nu există viitor. A ști că eu sunt înseamnă să fie conștient de a fi. Conștiința este singura ușă. Nu te vizualiza niciodată într-un punct îndepărtat în timp și spațiu. Fă ca acțiunea ta să aibă loc aici și acum. Diferența dintre a te simți acționând aici și acum și a te vizualiza în acțiune ca pe un ecran de film este diferența dintre succes și eșec, am încheiat citatele. 9. Timp. Spune Neville Există întotdeauna un interval de timp între impresie și expresie, între pretenția conștientă și întruchiparea ei. Acest interval se numește sabat perioada de odihnă sau de non-efort, ziua de înmormântare. În cartea sa, credința ta este norocul tău, Neville recunoaște elementul de timp implicat în manifestare. Deși timpul este în cele din urmă o iluzie, este o iluzie cu care trebuie să ne confruntăm până când vom transcende limitările fizice. Timpul necesar pentru a manifesta ceva ar depinde de intensitatea sentimentului și de sârguința practicantului. Acționând la o tensiune ridicată, un act imaginar este un fapt obiectiv imediat. Aflat în tensiune joasă, un act imaginar se realizează într-un proces temporal. Omul este atât de sclav al timpului încât, dacă după ce și-a însușit o stare de conștiință care nu este acum văzută de lume, și dacă aceasta, starea însușită, nu se întrupează imediat, își pierde încrederea în pretenția sa nevăzută, imediat o abandonează și se întoarce la starea sa statică de ființă anterioară. Din cauza acestei limitări a omului, am găsit foarte util să folosesc un anumit interval de timp pentru a face această călătorie într-un conac pregătit. Acum, eu, adică conștiința, mă duc la un punct în timp și acolo pregătesc un loc. Cu această convingere ferm stabilită. Decide care ar fi un interval de timp relativ, rațional, în care o astfel de dorință ar putea fi realizată. Permitem, din nou, să-ți reamintesc să nu scurtezi intervalul de timp pentru că ești nerăbdător să-ți primești dorința. Fă din el un interval natural. Nimeni nu-ți poate da intervalul de timp. Numai tu poți spune care ar fi pentru tine intervalul natural. Încrederea în tine însuți, așa cum este determinată de conștiința condiționată, scurtează întotdeauna intervalul de timp. Dacă ai fost obișnuit cu marile realizări, ți-ai oferi un interval mult mai scurt pentru a-ți îndeplini dorința decât omul educat în înfrângere. Am încheiat citatele. Numărul 10. Revizuire Nevil menționează că dacă va fi ținut minte pentru ceva, cel mai probabil va fi pentru exercițiul de revizuire. Revizuirea înseamnă pur și simplu schimbarea memoriei unui eveniment din viața ta. Ideea este de a lua o amintire a unui eveniment fizic negativ și de a-l transforma într-un eveniment imaginar pozitiv. Revizuirea. De asemenea, populară în lumea NLP și oferită nouă de set, funcționează prin suplinirea unei amintiri cu un eveniment imaginar la fel de valabil. Seara, treceți în revistă toate episoadele, evenimentele, conversațiile și întâlnirile din ziua ta, pe măsură ce ți le amintești, răscriele pe cele pe care ai dori să le schimbi. Acest lucru se face prin revizuirea evenimentului, conversației sau întâlnirii. Revizuiește fiecare scenă până când devine atât de reală încât ai impresia că o trăiești cu adevărat. Vei descoperi că, pe măsură ce îți revizuezi zilele, ți se schimbă și ziua de mâine oamenii care te-au dezamăgit astăzi te vor încuraja mâine pentru că le-ai schimba natura. După ce l-ai schimbat pe cel care pare celălalt, el va fi martor al schimbării care a avut loc în tine, spunea Neville. Ce urmează? Ai obținut tot ceea ce credeai că-ți dorești în viață și totuși simți că ceva lipsește în viața ta. Atâta timp cât ești născut din carne, trebuie să suferi. Aceasta este calea cărnii. Nu încercați să vă îmbunătățiți viața. Voi veți face o mare greșeală, pentru că nu există nicio îndoială dacă folosești gândirea pozitivă și îți folosești mintea, se poate părea că ți îmbunătățești viața, dar nu uita, această lume în care trăiești este o lume a dualității. Pentru fiecare sus există un jos, pentru fiecare înainte există un înapoi, pentru fiecare bine există un rău. Prin urmare, orice îmbunătățire apare în viața ta va dura o vreme, apoi se va diminua, apoi vei deveni din nou nefericit. Vei începe să-ți aperi drepturile și să lupți pentru supraviețuirea ta. Apoi, pe măsură ce vei obține ceea ce-ți dorești, vei fi din nou fericit. Ești ca un ioyo. Urci și cobori, urci și cobori. Și oricât de mulți aș vorbi despre asta, vei continua să faci asta, spunea Robert Adams în tăcerea inimii. La un moment dat vei începe să realizezi că împlinirea nu vine din nimic din afara ta. Dar dacă îți pui energia în ea și o practici de fiecare dată când ai ocazia și pui acest lucru pe primul loc din, în viața ta, vei vedea rezultate uimitoare. Dar trebuie să o pui pe primul loc în viața ta. Gândește-te chiar acum. Ce este pe primul loc în viața ta? Nu-mi spune, ci doar gândește-te. Ce este pe primul loc în viața ta? Poți să iei acel lucru cu tine când vei muri? Spunea Robert Adams în tăcerea inimii. Neville menționează că adevăratul nostru scop este ceva mai mare decât succesul în lumea materială. În fazele de început, fiecare întreprindere a ta va avea succes. Îți vei crește veniturile și vei avea lucrurile din această lume pe care ți le dorești atât de mult. Dar, după un timp, vei realiza că acestea sunt doar niște jucării pentru a te amuza până când Spiritul lui Hristos se va trezi din interior. Atunci vei ști că nu ești aici pentru a aduna o avere, ci pentru a răscumpăra societatea, spunea Neville. Scopul final este unirea cu Divinul sau trezirea lui Hristos din interior. Neville menționează în mai multe prelegeri ziua în care s-a trezit din visul vieții. Odată trezit, nu mai găsești nevoia de a acumula obiecte fizice. Interesele noastre ale tuturor se află mai ales în lumea interioară, din care această lume fizică este o umbră. Încep citatele din Neville. Îmblânziți violența care se află în voi. Transcendeți-o. Nu vă luptați împotriva condițiilor, căci ele nu fac decât să reflecte tulburarea din voi, observatorul lor. Întoarceți-vă atenția așa cum ați întoarce fizic spatele la ceea ce nu vreți să vedeți. Este important să învățăm să distingem între identitatea ta, adică eu, și starea pe care o ocupi. Dumnezeu, nu este acolo. El este în mintea ta, visând că este tu. De aceea, cheamă-l pe cel de la existență, trăind în sentimentul Eu sunt Hristos, căci Hristos este singurul concept de sine prin care pot fi văzute realitățile nevăzute ale veșniciei. În loc să crezi în Dumnezeu sau în Isus, crede că tu ești Dumnezeu sau că tu ești Isus. Am încheiat citatele. Eu sunt. Nevil are ceva în comun cu marea tradiție indiană, Advaita Vedanta, care este Eu sunt. Sentimentul nostru de identitate este singurul lucru care transcende acest sine fizic și ne leagă de sinele superior. Atunci când noi uh, ne agățăm de acest sentiment de eu sunt, el ne va conduce spre divinitate. Atenția trebuie să fie întoarsă dinspre exterior, prin intermediul simțurilor fizice, spre interior, spre sinele divin. Acum nu-ți poți schimba eul până nu-l găsești mai întâi. Acest lucru se face printr-o observare necritică a sinelui. Descoperirea de tine însuți, eul tău, este esențială, deoarece este singura cauză a tot ceea ce observi. Simte în tăcere că tu însuți ești, eu sunt. Nu o condiționa, ci pierde în sentimentul de a fi fără formă și fără chip. Când această expansiune a conștiinței este atinsă, treci la forma noului concept, simțindu-te în starea dorită. Fă acest lucru și vei descoperi că, în această profunzime a sinelui, toate lucrurile sunt divin de posibile. Orice lucru pe care îl poți concepe a fi, în timp ce conștiința ta este fără formă, Va părea o realizare naturală, spunea Neville. Atitudinea noastră obișnuită este aceea de eu sunt asta. Se pară cu consecvență și perseverență eu sunt de asta sau aia și încearcă să simți ce înseamnă să fii, doar să fii, fără să fii asta sau aia, spunea Nisargadatta Maharaj pentru a prinde ceea ce se află dincolo de conștiința ta actuală trebuie să te lansezi în apele mai adânci în care nuată dorințele tale acest lucru se face prin îndepărtarea atenției tale de la problema sau limitarea ta actuală și prin a te opri doar la fi spuneți mereu și mereu eu sunt eu sunt. Eu sunt. Nu condiționa această declarație. Simte doar că ești. Până când vei arunca ancora care te leagă de problemele tale și vei ieși în profunzimea soluției lor, spunea Neville. Și tot el spunea, conștiința necondiționată este Dumnezeu, Singura și unica realitate. Prin conștiință necondiționată se înțelege un sentiment de conștientizare. Un sentiment de a ști că eu sunt, în afară de a ști cine sunt. Conștiința de a fi separată de ceea ce sunt conștient că sunt. Capturarea tuturor stărilor. Aceasta pare a fi singura modalitate de a practica rugăciunea corectă. asumă o stare extatică. Rămâi în această stare, apoi lumea ta exterioară va reflecta această stare. Pe parcursul unei zile pot să-mi imaginez multe lucruri, dar în loc să-mi imaginez o mulțime de lucruri mici, ți-a sugera să-ți imaginezi ceva atât de mare încât să includă toate lucrurile mici. În loc să-ți imaginezi bogăția, sănătatea și prietenii, imaginează-ți că ești în extaz. Nu poți fi extaziat și să ai dureri. Nu ai putea fi extaziat și să fii amenințat cu o notificare de expropriere. Nu ai putea fi extatic dacă nu te-ai bucura de o măsură de plină de prietenie și dragoste. Cum ar fi fost sentimentul dacă ai fi fost extaziat fără să știi ce s-a întâmplat pentru a-ți produce extazul? Rădui ideea de extaz la o singură senzație. nu e așa că e minunat? Nu permite minții conștiente, raționale, să se întrebe de ce, pentru că dacă o face, va începe să caute cauze vizibile, și atunci senzația se va pierde. Mai degrabă, repetă la nesfârșit: Nu-i așa că este minunat? Suspendă judecata cu privire la ceea ce este minunat. Am încheiat citatul. Asta spunea Neville Goddard. Dragilor, sper că v-a plăcut această sinteză, mie mi s-a părut foarte interesantă și am vrut să uh, o citesc pentru că are cumva toate ingredientele uh, rugăciunii pe care uh, Nevil le-a presat pe aici, pe colo și sigur că... Uh, sunt sigură că ați citit multe din prelegerile lui, dar parcă tot e mai bine atunci când vine cineva și le pune pe toate uh, cap la cap, astfel încât să ascultăm toate sfaturile venite din partea lui Neville Goddard și nu numai pentru că am mai văzut precurate și alte nume în această uh, sinteză. Uh, de fapt, mă oprisem din a citi cartea lui Swami și Vananda intitulată Filozofia Viselor, și parcă această sinteză aduce un pic cu ceea ce urmează să vă aduc pe acest canal. Așadar, dragilor, vă aștept la următorul filmuleț. Lăsați-mi comentarii, spuneți-mi cum vi s-a părut această sinteză, cele 10 aspecte ale rugăciunii corecte, dar și alte aspecte pe care uh, autorul le-a discutat în această prelegere. Uh, și până la următorul filmuleț, bineînțeles, dragilor, să avem cu toții pace în suflet!